Așa că dacă aveți Biblia, deschideți-o rău la Psalmul 56. E tare interesant că psalmul acesta e compus de un refugiat de război. Da? Dacă vă uitați la descriere, e compus de David, pe când l-au prins filistenii la Gat, știți, cu ocazia în care a făcut pe nebunul. Dar este un psalm sincer făcut în mijlocul necazului. E un cuvânt menit să aducă încredere tocmai în mijlocul fricii. Pentru că dacă vă uitați, o să-l citim imediat, David își mărturisește sincer teama, dar datorită lui Dumnezeu rămâne încrezător. Lucrurile nu se schimbă, suferința nu se schimbă, dar el este încrezător în Dumnezeu. Și atunci întrebarea e, cum poți și tu, în mijlocul necazului, când ești copleșit de frică și de teamă, să fii totuși încrezător în Dumnezeu? Așa că hai să citim psalmul scris de acest tânăr poet, refugiat de război, psalmul 56. Eu voi citi din versiunea Cornilescu, voi urmăriți-mă NTR, pentru că veți fi numai mai câștigați, pentru că auziți două nuanțe ale aceluiași cuvânt și aceluiași mesaj. Psalmul 56. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei, sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Într-una ei mi-ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii pentru că vor să-mi ia viața. Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor. Doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia ta. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când te strig. Știu că Dumnezeu este de partea mea. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire, căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte. Mi-ai ferit picioarele de cădere ca să umblu înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii. Amin. Amin. Mă rog, și asta e rugăciunea mea, fost și acasă și acum în momentele acestea, mă rog ca privind la psalmul acesta, în dimineața asta să primiți un cuvânt care să vă aducă viață și să vă dea speranță. Pentru că avem nevoie. Haideți să observăm împreună, sunt trei lucruri pe care aș vrea să le observăm în psalmul acesta și care să ne ajute. Haideți să observăm prima dată ceea ce se vede clar în psalmul acesta, și anume realitatea necazurilor lui David. Da? Uitați-vă împreună cu mine, știu că sunteți o biserică care îi place să studieze, aveți Bibliile deschise, vă rog să mă urmăriți. Uitați-vă versetele 1 și 2, 5 și 6, le mai citesc o dată, da? Hai să vedem cum arătau necazurile lui David. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei. Sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Versetele 5 și 6. Într-una ei îmi ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii pentru că vor să-mi ia viața. Ceea ce e clar de la început e că suferința lui David nu era ceva în capul lui. Unii mai avem astfel de suferințe. Ne prigonește. Cine ne prigonește? Toată lumea ne prigonește. Astea nu sunt mintea lui David. Da? Nu era ceva imaginar. Suferințele lui David sunt cât se poate de reale. De aceea el cere milă în versetul 1 și dreptate în versetul 5. Era înconjurat din toate părțile de amenințări. Din partea lui Saul, din partea filistenilor. Da? Peste tot, din toate părțile, veneau necazuri. Și un lucru aici, nu-i nimic păcătos în a recunoaște că oriunde te uiți, da, în stânga, în dreapta, înainte, înapoi, vin necazurile peste tine. David, te uiți la el și vezi că recunoaște lucrul acesta. Acum, privind la noi, chiar și în 2022, necazurile și temerile noastre sunt reale și ele, nu? Eu nu vă cunosc viața de familie și viața de biserică, dar cred că sunt oameni aici cu necazuri și cu suferință reală. Cu lucruri pentru care te îngrijorezi.
lucruri la care merită să fii atent și nu poți să, hai, iau un paracetamol că trece. Nu, sunt lucruri serioase. Dar, dragilor, vreau să vă pun o întrebare. De ce ne comportăm ca și cum ar fi ceva surprinzător lucrul ăsta, așa cum am citit din 1 Petru? De ce ne comportăm ca și cum ar fi ceva uimitor? Vedeți, în primul rând să nu uităm, de parcă am putea uita, că trăim într-o lume depravată. Și lucrurile întotdeauna au fost sucite. Eu nu vă cunosc, dacă e cineva nou pentru creștinism, nou în cultura aceasta evanghelică, noi avem o perspectivă destul de pesimistă asupra lumii prezente, asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Noi înțelegem că totul este deformat și nimic nu va fi perfect în lumea aceasta. E o lume depravată, o lume pervertită, pentru că noi, prin reprezentanții noștri, prin Adam și Eva, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și din cauza acelui păcat, din cauza neascultării, din cauza neîncrederii, efectele cosmice ale păcatului se resimt și astăzi, prin neîncrederea ta și prin neîncrederea mea față de acest Dumnezeu. Și eu, prin multe mii de alte efecte pe care nu avem timp să le enumerăm acum. Deci ceea ce vedem în lumea asta nu ar trebui să ne surprindă, că lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie. E de fapt parte din învățătura esențială a credinței creștine. Vezi, uite, Islamul, nu știu cât de familiarizat sunteți cu el, dar Islamul te învață că dacă faci tot ce zic ei, lumea asta va fi perfectă. E pentru asta luptă. Într-o lume perfectă aici, acum. Adică să moară toți dușmanii, într-un cuvânt românesc. Da? Asta e ceea ce își doresc. Și totul va fi perfect. Dacă faci asta, dacă te alături lor, totul va fi perfect. Lumea asta va fi perfect. Ei, asta e o minciună care vine din fundul iadului. Nu există așa ceva. Lucrurile din lumea asta nu vor fi perfecte niciodată în starea asta. Da, pentru că Dumnezeu e bun, va exista o răscumpărare a creației, cu siguranță. Da, lucrurile vor fi perfecte când? Când se va întoarce Hristos, nu? Când va veni Hristos, la sfârșitul, nu știu, poate ziceam la cei de la Valaori, le-am spus că poate la sfârșitul predicii vine Domnul Iisus, dacă nu știu cum stați cu escatologia. Da? Dar oricum... Nu? Ești gata? Da? Dacă vine Domnul? La finalul istoriei, atunci va fi perfect, dar până atunci, răspunsul este nu. Tocmai de aceea speranța noastră nu este în lumea asta, speranța noastră este în Hristos și noi nu suntem surprinși că lumea asta este plină de probleme și necazuri și suferință. Pentru că Domnul ne-a arătat perspectiva asta și mai mult decât atât, n-ar trebui să fim surprinși că sunt necazuri și trecem prin necazuri noi creștinii. Noi copiii lui Dumnezeu. Nu a spus clar Domnul Iisus Hristos într-o altă perioadă decât a noastră, dar se aplică cu atât mai mult și la perioada noastră în Ioan 16, n-ați ajuns la capitolul 16, nu? Nu, în Ioan. Dar știți versetul. În lume veți avea necazuri. Vă mai amintiți cum descria Pavel necazurile noastre a tuturor în 2 Corinteni 4:7? Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, da, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Nu doar în sufletul nostru, ci și în trupul nostru. Așa că necazurile lui David au fost cât se poate de reale. Necazurile Domnului Iisus au fost cât se poate de reale. Suferințele lui Pavel au fost cât se poate de reale. Și ale noastre. Necazurile sunt reale. Și trebuie să conștientizăm lucrul ăsta. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Dar mai observați ceva tot în Psalmul 56. Necazurile lui David nu doar că erau reale, ci necazurile lui David erau și foarte complexe. Diverse. De ce vă fac descrierea asta? Ca să înțelegeți că ne regăsim în psalmul acesta și ne regăsim în experiența acestui om. Uitați-vă la toate verbele negative prezente în text. La Psalmul 56. Mă hărțuiesc, se războiesc cu mine, mă chinuie, uneltesc, pândesc, mă urmăresc. Cei împotrivitori lui îs numiți potrifnici, trufași, cu gânduri rele, criminali. Și mai mult decât atât, în spatele tuturor acestor lucruri, a oamenilor care îl căutau pe David și voiau să-l omoare, exista și un război spiritual în spate.
Pentru că țineți minte, în imaginea mare a istoriei răscumpărării, cine este David? Cine va veni prin David? Cine se va trage din seminția lui David? Cine va fi numit fiul lui David? Mesia, Hristosul. Și atunci sigur că era o luptă spirituală împotriva lui David și în sensul acesta. Oare n-ar trebui să pricepem și noi că în spatele tuturor acestor necazuri este de fapt un război spiritual? Ah, eu nu mă înțelegeți greșit, eu nu zic că în spatele fiecărei boli e un demon sau vreun păcat. În mod direct. Da. Dar sigur că toate se trag până la urmă de la neascultarea noastră față de Dumnezeu ca și stare, ca și natură a noastră, a oamenilor. Dar există un război spiritual și vă spun lucrul acesta de ce. De multe ori suntem cu cei care trec prin necaz exact ca prietenii lui Iov. Știm noi care e problema. Da? De aia ai ajuns aici pentru că asta, pentru că asta, pentru că asta. Ceea ce vreau să ne aducem aminte privind și la Psalmul 5-6 e că lucrurile sunt mult mai complexe. Da? Lucrurile sunt mult mai diferite în lumea spirituală și în universul interior al fiecărui om. Și dacă nu te grăbi să pui tu imediat diagnosticul, înțelege că realitatea asta ne depășește pe noi. Și nu o înțelegem de fiecare dată. Nu o înțelegem chiar când ni se întâmplă nouă. Deci necazurile lui David erau reale, erau complexe, variate. Încă un lucru aici, încă o observație. Necazurile lui David veneau continuu peste el. Ați observat cum sublinează el lucrul ăsta? Uitați-vă, de exemplu, în versetele 1, 2 și 5. Zice, toată ziua îmi fac război. Toată ziua mă hărțuiesc. Într-una vin fără încetare. Ce sublinează oare lucrul ăsta? E nimic altceva decât natura suferințelor în lumea asta. Întrebare, se va termina suferința prezentă? Ce spuneți? Nu. Păi înseamnă că nu mai avem nicio speranță, plecăm acasă. Deci da și nu. Da și nu. Dar suferințele chiar și în viața asta, ți se mai termină? Ai perioada așa de... în care răsufli. Intensitate, da. Adică suferința aia ce a avut-o la 12 ani. Erai trist tare atunci, probleme de viață. Ai luat. Suferința vine, se termină, dar în lumea asta ce se întâmplă imediat? Vine alta. Războaia au mai fost în lume? S-au terminat? Nu, războiul ăla, adică războiul mondial, încă suntem tot în primul război mondial. Nu, nu, s-a terminat. Ce s-a întâmplat după primul război mondial? Al doilea. Și ce a fost în perioada interbelică, nu în Europa și în America, prin Africa și Asia? Multe alte război, de care habar ne avem noi. Nu au ajuns în istorie, nu e interes, să nu erau de interes, da, pentru vremea aia. Da, vedeți, războiul vine, se termină, începe altul. Cum sunt bolile noastre, răcelile noastre, virozele noastre? Vin, se termină, te tratezi, începe alta. În casă, termini de făcut ceva, ai reparat ceva și dacă repar eu, înseamnă că s-au mai stricat două după aia. Asta e talentul meu la repara lucruri. Da? La locul de muncă, e un task greu, de-abia l-ai terminat. Ce bine, te cerți cu colegul. Te-ai certat cu colegul, e un coleg răuvoitor, te-ai împăcat cu el, are o zi proastă șeful. Nu, vedeți, vin una după alta, vin peste noi, val după val. Necazurile par uneori fără sfârșit. Uitați-vă un pic la structura psalmului. Te uiți la primele două versete, care e atitudinea lui David în primele două versete? Se plânge, nu? Se plânge lui Dumnezeu. Apoi în versetele 3 și 4, ce face David? Își exprimă încrederea, dar laudă pe Domnul. De ce? Pentru că aparent s-a terminat necazul ăla pentru care s-a plâns. Domnul i-a dat izbăvire, da? Și îi bine, acum laudă pe Domnul. Dar apoi în versetele 5 și 6 ce ai din nou? Iarăși se plânge. Iarăși. Păi stai un pic, David. Păi n-ai zis tu în versetul 4 că nu te temi? Că te încrezi în Domnul? De ce acum în versetul 5 iar te plângi? Pentru că așa-s necazurile în lumea asta. Așa-i viața asta. Le rezolvăm, parcă au trecut. Și apoi revin din nou. Ei, când înțelegi că așa este lumea asta, cu necazuri reale, complexe și non-stop peste tine, vin continuu,
Ceva se întâmplă în inima ta. Când ajungi la stadiul ăsta de maturitate, la orice vârstă, că unii ajung chiar la 10 ani să înțeleagă niște lucruri, așa e viața de dură cu ei. Ei, când ajungi să înțelegi lucrul ăsta, ceva se întâmplă în inima ta. Și ceea ce vedem că se întâmplă în inima lui David, e experiența noastră a tuturor, și anume apare frica, apare teama. Vedeți asta în versetul 3. Da? Erau necazuri serioase care amenințau viața lui și el zice, ori de câte ori mă tem. Mă tem pentru că viața lui David era în pericol. Dar oare ce putem spune despre situația noastră a credincioșilor? Îi oare o problemă, e un păcat dacă un pocăit se teme? Ce spuneți? Nu. V-ați speriat vreodată până acum? V-ați temut? Da. V-ați înfricoșat? Da. Și mă cred că e ok. Da? Da, unii spun, n-ar trebui... Așa ești... Cum te cheamă, scuze că am uitat numele? Tibi. Încă ești la stadiu de bebeluș. Dar dacă ești matur spiritual, tu legi orice teamă. Declari, proclami. S-a dus. Da? Ama, cum bine ați spus, teama e de mai multe feluri. Sigur că nu e vorba de teama față de Domnul, da? Care e acel respect, acea reverență sfântă. Nu despre asta este vorba, dar teama pe care noi experimentăm vine de la teama de Domnul până la teama aia care e nesănătoasă și te paralizează. Teama de lucruri mici, care pur și simplu îți fură credința și te orbește. Cred că aveți unii, din toți avem de aici temeri de care ne este rușine să spunem, în orice grup mic am fi. Ne-am vulnerabilizat cât putem noi de mult, dar există totuși o limită. Temerile alea, fricile alea pe care nici nu vrei să le verbalizezi vreodată, să le spui, să le audă altcineva. Teama, nu știu, că se poate întâmpla ceva în familie, teama legat de ceva de la locul de muncă, de la școală, tot felul de temeri. Ei bine, credincioșii, dragilor, ceea ce învățăm din psalmul ăsta, credincioșii nu sunt oameni care nu se mai tem niciodată. Credincioșii nu văd faptul că ei trăiesc într-o teamă, reacționează cu teamă la anumite situații ca fiind un păcat în sine. Dar credincioșii înțeleg că ei pot să se ridice deasupra acelor temeri. Că ei pot să privească dincolo de acea stare de teamă pe care ei experimentează. Pavel îi spunea lui Timotei că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Asta nu înseamnă că nu ai frică niciodată, că nu ți-e frică niciodată. Ci înseamnă că nu trăiești într-o astfel de atitudine și de stare, ci din contră ne-a dat un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Chiar și David spune în psalmul ăsta, versetul 3, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Și apoi uite ce spune în versetul 4, nu mă tem de nimic. Păi întrebare, s-a temut David sau nu s-a temut? Că odată zice, ori de câte ori mă tem, mă încred în Domnul. Păi zice, eu nu mă tem de nimic. Păi, te-ai temut sau nu te-ai temut? Vezi, ăsta e lucru important pe care îl învățăm din suferințele lui David. Toate suferințele lui l-au adus, l-au împins înspre Dumnezeu. De aceea psalmul începe cu versetul 1 spunând așa, ai milă de mine, Dumnezeule. Realizați că psalmul ăsta de fapt e o rugăciune? Nu-i doar o cântare. Nu-i doar un... Ia să scriu o predică pentru... Și-o ieși psalmul 5-6. Nu, psalmul ăsta este rugăciunea lui David. E compusă rugăciunea asta, e făcută în vreme de suferință. E o rugăciune adusă înaintea lui Dumnezeu. David înțelege că rezolvarea necazului începe cu întoarcerea înspre Dumnezeu. Și David apelează la Dumnezeu înțelegând că nici el și nici unul dintre noi nu am trăit în așa fel încât să merităm ajutorul lui Dumnezeu. Și totuși putem fi încrezători în Dumnezeu, chiar și în mijlocul suferinței, chiar și în mijlocul păcatului nostru, datorită biruinței lui Dumnezeu în Iisus Hristos asupra acestor necazuri. Și numai mila Lui, numai îndurarea Lui va acoperi păcatele noastre dacă ne întoarcem cu ele la Iisus Hristos. Oare înțelegem în dimineața asta că orice binecuvântare de care ai parte, o ai doar datorită îndurării lui Dumnezeu? Doar că Lui a fost milă de tine? Nu pe bună, că trebuia să ți-o dea. Că era just să ți-o dea. Nu. Orice binecuvântare de care ai parte, nu doar unele, ci orice binecuvântare vine doar din îndurarea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea apelăm la Dumnezeu cu încredere, în mod regulat,
mărturisindu-ne păcatele, fiind triști din cauza lor, dar nu cu teamă, pentru că noi știm că suntem salvați prin Hristos de mânia lui Dumnezeu. Și asta ne face să ne apropiem de El. Nu știu, încă o dată, dacă sunt prieteni aici, dacă sunteți oameni care nu aveți o relație cu Dumnezeu, și de obicei eu și când sunt într-un context la Brăila în care știu pe toți că sunt membri în biserică, tot spun lucrurile astea, pentru că nu iau de la sine înțeles că toți suntem bine în relația cu Dumnezeu sau chiar născuți din nou. Cei care nu sunteți copii ai lui Dumnezeu, trebuie să realizați în dimineața asta că necazurile voastre, suferințele voastre, încercările voastre, își au în cele din urmă, nu totdeauna în mod direct, dar în cele din urmă își au rădăcina în neascultarea ta față de Dumnezeu. Și ține minte un lucru. Dacă nu te întorci la Domnul cu credință și cu pocăință, necazurile din lumea asta nu-s decât începutul necazurilor tale. Nu-i decât începutul suferinței tale. Aceste păcate și necazuri care vin la pachet sunt o nimica toată în comparație cu judecata lui Dumnezeu care va veni la finalul istoriei. Peste fiecare dintre cei care nu s-au întors la Hristos și nu și-au pus încrederea în El. S-o nimica toată. Cel mai greu cancer din lumea asta e o nimica toată în comparație cu iadul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru cei care nu se încred în El. Și trebuie să auzim lucrurile acestea. Pentru că Dumnezeu este drept și Dumnezeu este bun în același timp. V-ați gândit vreodată că iadul este o manifestare și a bunătății lui Dumnezeu? Noi doar o punem în dreptul dreptății lui Dumnezeu. În ce sens asta? Să nu credeți că fac afirmații șocante doar ca să vă atrag atenția. Un judecător, dacă stă față în față cu criminalul care e vinovat și totuși închide ochii la vinovăția lui, e un judecător bun sau rău? Nu-i bun. Păi bun, dar e bine să arunci, să bași pe cineva în închisoare? Să-i nenorocești viața? Să-l desparți de familia lui? Nu-i bine. Bine pentru rest. Ok. Înțelegeți de ce spun că Dumnezeu trebuie să judece și pentru că este bun? Pentru că e un judecător bun. Asta îl face să fie drept. Este un judecător bun. Și atunci să știi, dragul meu, că orice abuz sau rău pe care l-ai făcut împotriva cuiva contează pentru Dumnezeu. Orice lacrimă pe care ai provocat-o pe obrazul altcuiva contează pentru Dumnezeu. Noi uităm de ele, oamenii uită de ele, Dumnezeu nu uită de ele. Și tu, drag prieten, n-ai nicio speranță în fața acestui Dumnezeu în afara Domnului Iisus Hristos. Și asta este vestea bună. Până aici a fost numai vestea rea. Da? Dar vestea bună este tocmai asta, că Dumnezeu în harul lui minunat, în dragostea lui nemărginită, și-a trimis pe Fiul Său. L-a trimis să moară și apoi să învie. El care a trăit toată viața fără să facă rău nimănui, fără să rănească pe cineva, fără să producă el vreo suferință cuiva, dar a trăit atât de bine și atât de perfect încât el a fost cel rănit. Și el a trebuit să moară. Și a murit pentru toți cei care își pun încrederea în el. Pentru toți cei care se pocăiesc de păcatele lor. Și asta e oferta pe care Dumnezeu o pune înaintea ta. Întoarce-te de la păcatele tale. Renunță la păcatele tale. Încrede-te în el și vei avea viață veșnică care începe de aici, de pe pământ. O viață care îți va transforma perspectiva asupra suferințelor și asupra necazurilor. Și mă rog Domnului ca vestea asta a Evangheliei să pătrundă în inima noastră tuturor. Așa că această încercare prin care treci și îți produce teamă, îți arată într-un fel ce fel de suferință veșnică te paște, dacă nu te întorci la Hristos? Dar în același timp, suferința prin care treci în momentul ăsta, și mă refer la suferințele alea grele, fie emoționale, fie fizice, pot să fie cel mai bun prieten al tău dacă ele te apropie de Dumnezeu. Dacă ele lucrează în tine ce au lucrat și în David și în loc să te îndepărtezi de Dumnezeu, tu înțelegi cine este Dumnezeu și prin suferință tu te apropii de Dumnezeu. Ăsta e unul din modurile în care Dumnezeu și pentru care Dumnezeu îngăduie suferința în viața noastră. Tocmai ca să ne alipească de El. Așa că ce va face suferința în viața ta? Care e roada ei? Eu mă rog să te apropie de Dumnezeu. Și pentru cei care sunteți născuți din nou, țineți minte că rugăciunea și apelul la Dumnezeu nu e ultimul lucru pe care trebuie să-l facem. Frate, nu mi-a mai rămas nimic decât să mă rog Domnului. Cum adică? Eu nu înțeleg asta. Stau și de vorbă cu ai mei pe la Brăila. Frate, da, așa cu o spiritualitate, zici că e maturitate spirituală. Frate, nu mi-a mai rămas nimic acum decât să mă rog Domnului.
Păi, dar ce ai făcut până acum? Normal că nu ți-a mai rămas nimic. Sau mi-ai auzit pe alții, frate, știu că e greu, dar nu putem face mult, dar măcar ne rugăm pentru tine. Cum adică măcar te rogi pentru el? Cum adică măcar? Pentru că vezi, în mintea noastră e o prăpastie, un divorț între a te ruga pentru cineva și a face ceva pentru el. Mă rog, dar trebuie să și fac ceva. Sigur că rugăciunea trebuie să fie însoțită de acțiune, dar rugăciunea este deja a face ceva. Rugăciunea e o slujire. Și de aceea, eu cu asta mă confrunt. Cristiana știe foarte bine. Când apare un necaz, primul meu instinct e să-l ignor. Să mă fac că nu e acolo. Da? Dacă bate ceva la mașină și deja fiecare bătaie simți 100 de lei, 200 de lei, 300 de lei, 400 de lei. Știți ce fac în momentul ăla? Dau drumul mai tare la radio. Nu mai bate. Așa conduc de liniștit. Băi, ce mașină bună am. Da? Până dau cu nasul de realitate. După aia, când bate și bate, nu mai am ce să-i fac, următorul lucru e să sun. Să sun pe ăla, să sun pe ăla. Când mă poți lua? Mă poți lua repede, îmi trebuie mașina. Trebuie să mă duc în lucru Domnul, în câmpul de lucru, al Evangheliei. Da? Hai, rezolvă. Și vezi că nu poate să te ajute, nu știe ce să-ți facă. Te duci cu copiii la urgență și stai pe hol și nu te bagă nimeni în seamă. Și 6 ore și 7 ore și pe o doare și te doare și pe tine și nu mai știi ce să faci. Și te sună de acasă că și ăsta la alti bolnav. Și atunci, de-abia atunci, ajung să mă rog Domnului. Da, păstor. Dar asta e lupta mea și mă rog Domnului să-mi schimbe reflexele în direcția asta. Dar noi, ca și creștini, ar trebui să avem nu ultima instanță să fie rugăciunea, ci primul reflex. Strigă către Domnul. Du-te înaintea Domnului. Pentru că ăsta e rolul suferinței în viața ta. Și asta face și David. Dar încă un lucru aș vrea să-l mai observați. Nu doar realitatea suferințelor și modul în care ele lucrează. Observați totuși de unde vine încrederea lui David. Da? Ori de câte ori mă tem, eu mă încred. De unde vine încrederea asta în viața lui? Că ia credința, dragilor, nu e un fel de wishful thinking. Cum se traduce asta în română? O gândire pozitivă. Nu pozitivă, că e prea slab pozitiv. O gândire în asta, dorințelor, îmi doresc. Ceva ce ți-ai dori, da? Îmi doresc să fie bine. Du-te în fața oglinzii și zic, ești cel mai credincios, Dumnezeu e mare. Nu așa funcționează, asta așa apare credința. De multe ori noi așa ne gândim și așa ne uităm la mușchi cu credinței. De unde omul ăsta, în mijlocul unor astfel de necazuri, are într-adevăr credință în Dumnezeu? Exact. Îl vedeți acolo? Da. Apare de 2 ori în Psalmul 56, versetul 4 și versetul 10. Dar ați observat? Citiți-mi careva în NTR. Cum zicem în NTR, versetul 4, prima parte? În Dumnezeu al cărui cuvânt îl laud. Ok. În Dumnezeu al cărui cuvânt îl laud. Și versetul 10? La fel. În Dumnezeu al cărui cuvânt îl laud. Domnul al cărui cuvânt îl laud. Ok. Super, al cărui cuvânt îl laud. Ați observat detaliul ăsta? În Dumnezeu mă încred, al cărui cuvânt îl laud. Nu vi se pare ciudat? Cum adică lauzi cuvântul lui Dumnezeu? Nu ar trebui să-l lăudăm pe Dumnezeu? Că, vedeți, noi, evanghelicii, suntem de multe ori acuzați că prea iubim Biblia. Da, prea o punem pe deasupra vieții noastre și mai îmi scrie câte unul pe Facebook, pe Insta, pe unde mai postez, că-s bibliolatru. Adică idolatrizez Biblia. Ce-o fi și aia. Dar adevărul este că niciunul dintre noi, deși vedem Biblia ca fiind autoritatea de credință și în viața de credința noastră, niciunul dintre noi nu considerăm Biblia ca fiind a patra persoană din Sfânta... Da, nu știu cum e cu patru. Așa. Nu? Niciunul dintre noi. Nu ne rugăm Bibliei. Da? Nu cântăm Bibliei. Când mai cântăm despre Biblie câteodată, dar nu cântăm Bibliei. Nu venim în închinare înaintea Bibliei. Și atunci ce face David aici? De ce laudă cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că e simplu. Fără cuvântul revelator al lui Dumnezeu, David n-ar fi știut nimic despre acest Dumnezeu. Care e modul de lucru al lui Dumnezeu?
Nu e așa că atunci când ești bolnav și vrei să găsești o soluție pentru boala ta, ce faci? Acum că avem și Google. Orice român e medic. Da? Tu nu știai nimic înainte despre, nu știai cum se numește un deget din punct de vedere medical. Da, nu știai cum se numește, nu știai de bol, nu știai de... Ei, peste două săptămâni ești profesor în medicină. Ai putea face și operații dacă ai avea robotul care trebuie. De ce? Că două săptămâni de zile ai stat și te-ai documentat și ai citit și ai cumpărat cărți și te-ai uitat pe YouTube, mai ales pe YouTube, acolo e specialiștii. Da? L-ai văzut pe la sufrageria lui cu o cameră care se vedea numai de la nas în sus, dar ăla știa medicină, frate, și ți-o zis cum stă. Și tu știai și tu acum, știi și tu toate lucrurile. Câți dintre dumneavoastră înainte de război știați de amendamentul, nu știu care, NATO, că dacă se întâmplă ceva, NATO reacționează așa, dacă se întâmplă altcumva, NATO reacționează altcumva, câți știați dintre dumneavoastră? Dar am vrut cu toții să pricepem războiul, să înțelegem care e legătura între ucraineni și ruși, de ce ăștia zic că sunt frați, de ce ăștia zic că nu au nicio treabă, de ce NATO nu intervine, unde e România strategic, unde sunt toate lucrurile, ce ai făcut? Ai stat ore în șir în fața televizorului. Da? Și aia ai ascultat pe toți românii care știau deja istoria Ucrainei de mult timp, dar nu au avut ocazia să o spună până acum. Acum, în sfârșit, a venit războiul și poți... Ai petrecut ore în șir studiind și cumpărând și cărțile alea de la nu știu ce edituri care vorbesc despre război și dintr-o dată știi lucruri. De ce? Pentru că ai petrecut timp în ele. Ei bine, întrebarea pentru noi, creștinii, copiii lui Dumnezeu, cât timp petrecem în cuvântul lui Dumnezeu ca să înțelegem de fapt realitatea din spatele tuturor acestor lucruri? Cât timp am stat să ascultăm pe analistul a cărui singură analiză contează? Dacă noi credem asta, da? Dacă chiar o credem, ar trebui și să vadă în modul în care petrecem timp în cuvântul lui Dumnezeu. Cât ai stat să studiezi, să memorezi, să meditezi, să reflecți asupra cuvântului lui Dumnezeu? Pentru că asta spune, de fapt, despre tine ce crezi tu despre Dumnezeu. Așa că, dragul meu, adu-ți aminte din cuvântul lui Dumnezeu că acest Dumnezeu care conduce toate lucrurile este Dumnezeu care te iubește în Hristos. Este Dumnezeu care e aproape de tine în mijlocul necazului. E Dumnezeu care atunci când ai căzut, atunci când nu ai înțelepciune, ce zice în Iacov 1, tot din cuvântul lui Dumnezeu, dacă lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară și Dumnezeu va da cum? Cu picuri. Așa, numai un pic. Nu, cu mână largă, e generos Dumnezeu. Nu e egoist și nu e zgârcit în răspunsurile sale. Și nu numai că o va da cu mână largă, dar o va da și fără... Știți care e cuvântul acolo? Fără reproș în etere. Mustrare în Cornilescu. Da? Ce înseamnă fără mustrare, fără reproș? De zilele trecute a venit Abel, băiatul cel mare, la noi și mi-a cerut niște bani. Nu ți-am zis. Așa. Și voia să-și cumpere ceva. Și eu îi dădusem niște bani și săptămâna trecută. Și care credeți că a fost întrebarea mea? Păi ce ai făcut cu banii săptămâna trecută? Că oricum nu ieși fără mine din casă. Adică unde-s banii aia? Cu alte cuvinte, ce am făcut? I-am reproșat. Iară vii și-mi ceri. Păi ți-am dat săptămâna trecută. Dumnezeu nu face așa ceva. Tu vii și ceri înțelepciune și zice Dumnezeu. Păi de unde ți-am dat săptămâna trecută? N-am fost cu tine acum 20 de ani. Dar știi tu că la altă ieri eu am vrut să te călăuzesc. Dar tu nu și nu, că tu ești deștept. Că tu le știi pe toate. Că, Doamne, în România altcumva merg lucrurile. Nu ca în împărăția ta. Da? L-au zis vreodată pe Dumnezeu spunând lucrurile astea? Nu, niciodată. Cu mână largă și fără mustrare. Păi cum să nu te apropii de un astfel de Dumnezeu? Cum să nu alegi la El prima dată în mijlocul suferinței? Cum să nu alegi la un Dumnezeu care spune în Isaia, știi că o mamă normală nu se leapădă de copilul ei pe care l-a lăptat și pe care îl iubește. Dar chiar dacă există o astfel de mamă care își leapădă copilul, eu te-am săpat pe mâinile mele și nu te voi lepăda niciodată. Cum să nu alegi la El când înțelegi dragostea asta? E bine, dacă vrei să te încrezi în Domnul, în mijlocul fricii tale, stai în cuvânt și cunoaște-L pe Dumnezeul acesta. Crește în cunoașterea acestui Dumnezeu și vei putea spune și tu, ori de câte ori mă tem, mă încred în Domnul, că știu cine este. Și ultimul lucru pe care vreau să-l vedeți și e și cel mai scurt. Nu doar că există o realitate a necazurilor, nu doar că există o sursă a încrederii care vine din cuvânt,
Dar uitați-vă și la biruința anticipată a lui David în ultimele două versete, ca să încheiem tot psalmul. Uitați-vă la modul în care David se uită în viitor, știe ce va face Dumnezeu și deja e mulțumit. Deja e mulțumitor. Biruința anticipată. Știți de ce am numit-o biruința anticipată? Că noi românii când scriem, facem o cerere și vrem să-i forțăm un pic mâna ăluia care îi facem cererea, după ce am terminat, cum scriem? Mulțumesc? Anticipat. Adică, e gata, s-a rezolvat. Numai tu nu știai până acum că poți să mă ajuți și vrei să mă ajuți. Așa că mulțumesc anticipat pentru ce vei face. Ei, în cazul de față, nu-i forțează nimeni mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu deja a descoperit lucrurile astea. Uite ce zic ultimele două versete, 12 și 13. Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire. Da? Observați obligația lui David. Trebuie. Pentru că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, trebuie să fac lucrul ăsta public. Dar uitați ce zice mai apoi versetul 13, care e cea mai mare izbăvire. Că-și mi-ai izbăvit sufletul de la moarte. Mi-ai ferit picioarele de cădere. David era atât de sigur de caracterul lui Dumnezeu încât vorbește despre salvarea finală care e în viitor, la ce timp? La trecut. Și asta e o caracteristică, o să vezi și în Apocalipsa dacă citești. Lucruri care se vor întâmpla la finalul istoriei, așa vorbește Ioan despre ele ca și cum îs în trecut, că Dumnezeu le-a făcut deja, pentru că e așa de sigur că se va întâmpla asta. Până la urmă și în Romani 8, în lanțul acela de aur, glorificarea care e aspectul viitor pentru noi, unde e așezată gramatical? Deja. Nu? Suntem deja glorificați. Păi nu suntem glorificați, că eu trăiesc în trupul ăsta și mă doare și spatele meu, aia nu-i glorificare. Atât de sigur e caracterul lui Dumnezeu, atât de sigur e mântuirea lui Dumnezeu, încât poți să vorbești la trecut. Și David aici vorbește la trecut despre faptul că a fost izbăvit de moarte, deși urmează să moară și urmează poporul Israel să știe bine unde îi spuse oasele, dar el vorbește la trecut pentru că s-a uitat la cel mai mare David, la Davidul Măreț, la Davidul viitor, care a călcat moartea prin moartea lui, care a zdrobit moartea. Și de aceea putea să fie sigur de lucrul ăsta. Așa că, dragul meu, prin orice suferință treci, prin orice necaz treci, apelează la Domnul, strigă la Domnul, spune-i Domnului să te vindece, să te scoată de acolo, cere-i Domnului toate lucrurile astea, dar fă-o cu așa recunoștință, cu așa mulțumire și cu așa siguranță, ca și cum Dumnezeu a făcut deja. Nu că te-a vindecat, că poate nu o să te vindece, nu că a rezolvat situația, că poate nu o să o rezolve, dar ți-a oferit cea mai mare izbăvire de care aveai nevoie. Și anume mântuirea ta, mântuirea sufletului tău, care e sigură și pe care o ai deja. Astea toate le ai în Hristos. Și dacă le ai pe toate astea în Hristos, îți mai spun o întrebare. Ai spus și altora? Că asta zice aici David. Nu? Dumnezeu, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut, îți voi aduce jertfe de mulțumire. Asta era mărturia lui publică, că Dumnezeu a lucrat. Dacă Dumnezeu a lucrat în viața ta, ai spus și altora lucrul ăsta. Mai știți pe alții în afară de noi care au temeri și frici? Sau am fi noi cei mai fricoși din București și ne-am strâns aici? Nu știu, vreo 50, 40. Ne-am adunat noi dimineața asta, toți fricoși. Mai e și alți fricoși în afară noastră. Mai e, îi cunoașteți? Îi aveți la locul de muncă? Îi aveți pe scară? Îi aveți în casele dumneavoastră? Păi atunci dacă ați gustat și ați văzut cât de bun este Domnul în frica ta, dacă ai văzut cât de bun este cuvântul lui Dumnezeu care ți-a adus încredere, spune și altora. Noi nu trebuie să fim doar ucenicizatori, ci trebuie să fim și consilieri biblici pentru alții. Să-i consiliem cu cuvântul lui Dumnezeu, să-i aducem la cuvântul lui Dumnezeu. E exact dinamica despre care vorbește Pavel în 2 Corinteni. Dumnezeu ne mângâie pe noi în necazurile noastre cu ce scop? Ca noi să lăudăm înapoi și să zicem, Doamne, îți mulțumesc. Nu, ca să-i mângâiem la rândul nostru pe alții în necazurile lor, aducându-i tot timpul la Dumnezeu, arătându-le cine este Dumnezeu. Așa că, dragilor, după ultimii 3 ani, în fața războiului, a scumpirilor, a viitorului sumbru, să știți că izbăvirea poate să vină azi, războiul se poate termina azi, dacă așa hotărăște Domnul. Da. Poate să vină mâine izbăvirea, să se rezolve lucrurile la noi în țară, când sunt alegerile următoare în... Mai sunt și le lăsăm în mâna Domnului, da? Dar poate să nu vină izbăvirea în viața asta. Poate să vină mâine, poate să nu vină deloc. Dar indiferent ce se va întâmpla pentru credincios, în cele din urmă va veni. Izbăvirea pentru credincios va veni în cele din urmă.
Și noi o avem deja asigurată. Prin Hristos este deja noastră. Noi suntem deja mai mult decât biruitori. Prin Hristos care a biruit. Așa că așteptați cu încredere. Așteptați în mijlocul fricii, a temerilor, a necazurilor, a suferințelor. Așteptați cu încredere în Dumnezeu, stând în cuvântul lui Dumnezeu. Priviți la El cu încredere. Și așteptarea asta nu e așteptarea aia ca și când stai la, în stație la SATB. Am zis bine? Așa? Și nu știi dacă mai vine. Acum ai aplicații, că când eram student în București, chiar nu știi dacă mai vine. Acum nu știu dacă funcționează aplicațiile, da? Dar stai și nu știi, mai vine autobuzul sau nu mai vine autobuzul? Și te și plouă, e și frig, e și rece, și greu aștepți. Nu știi dacă, n-ai nicio speranță. Poate vine, poate nu vine. Da? Dar nu asta e așteptarea creștinului? Așteptarea creștinului e exact ca și atunci când îl aștepți pe cel drag să vină acasă. Și nu mai poți de nerăbdare. Și îl tot trimite mesaje. Mai am 30 de kilometri. Mai am 15 kilometri. Mai am 5 kilometri. Am ajuns în față. Parchez. Îs pe scară. Și vine. Știți cum erau aseară copiii când au venit Nemia cu Ioana la noi? Le ziceam că se învârteau ca niște jucării stricate în casă. Știi? Când vine Nemia cu Ioana? Când vine Nemia cu Ioana? La un moment dat au zis Nemia, acum parcăm. Toți la geam. Știi? Să uitau. Nemia, Abel trimitea lui Nemia. Tu ești ăla cu mașina albă care dă cu spatele. Nu, tata, n-are mașina albă. Știi? Dar era o așteptare, o anticipare, pentru că erau siguri că vin. Și apoi s-au dus la ușă și vor aștepta în ușă, că eram la bucătărie, nu v-am văzut. Pe hol. Au ieșit acolo și pe casa scării. Să uitau. Asta e așteptarea creștinului. Dragilor, Hristos vine. Hristos se întoarce. Lumea va fi răscumpărată. Vom trăi sub cerul nou și pe pământul nou, împreună cu Hristos, în trupuri glorificate și vom domni împreună cu El. Și El ne trimite mesaje. Cum a fost și mesajul de astăzi? Să spună, mai e un pic. Așteaptă. Încrede-te în mine, pentru că Domnul vine în curând. Așa că, dragilor, mă rog ca ceea ce am auzit în dimineața asta să ne facă și pe noi să spunem, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Domnul, pentru că ce poate să-mi facă omul și ce pot să facă niște necazuri? Domnul să lucreze în viața noastră. Amin.